Faza optimilor de finală a Cupei României la handbal feminin nu a consemnat niciun rezultat surpriză. În toate cele opt partide programate miercuri seara, echipele mai bine cotate au reușit să se impună și să facă pasul spre faza superioară a competiției. Chiar dacă ediția de campionat 2015-2016 a Ligii Naționale Feminine de Handbal s-a încheiat, sezonul competițional continuă cu meciurile din cea de-a doua competiție națională, Cupa României. Federația Română de Handbal a programat miercuri meciurile din faza optimilor de finală, faza competiției în care au intrat cele 14 echipe angrenate în acest sezon în Liga Națională, plus alte două echipe din divizia A1. În prima fază a competiției, echipele mai bine cotate au reușit să facă pasul spre sfârșit sferturile de finală, chiar dacă au evoluat în deplasare. Cel mai tare duel al optimilor a fost cel dintre campioana României, CSM București și câștigătoarea medalilor de bronz, echipa ASC Corona 2010 Brașov. Cu toate că a evoluat pe propriul teren, echipa antrenată de Bogdan Burcea nu a reușit să producă surpriza și a cedat partida cu 29 la 33, astfel că gruparea bucureșteană continuă lupta pentru cel de-al doilea trofeu național al sezonului. Favorită la calificare, HCM Baia Mare a fost nevoită să se Întrebuințeze destul de serios în fața echipei CSM Ploiești pentru a-și asigura calificarea în sferturi. Maramureșencele resimt din plin probleme de ordin financiar, dar chiar și așa, în aceste condiții, au reușit în cele din urmă să se impună la Ploiești cu 27 la 29 și continuă lupta pentru câștigarea Cupei României în speranța salvării sezonului prin cucerirea trofeului. Cel mai echilibrat joc al optimilor a fost cel de la Sebeș, unde deja retrogradata HC Alba Sebeș s-a duelat cu echipa HC Zalău, gruparea antrenată de fostul selecționer al României, profesorul Gheorghe Tadici. La finalul timpului regulamentar de joc, Scorul a fost egal, 32 la 32, iar soarta echipei calificate s-a decis după executarea loviturilor de departajare. Loteria loviturilor de la 7 metri a fost favorabilă celor care s-au impus cu 35 la 36 și s-au calificat în sferturile de finală. În celelalte partide din faza optimilor s-au înregistrat următoarele rezultate. CSM Unirea Slobozia, CSM Măgura Cisnădie, 32 la 22. CSM Bistrița, CS Rapid USL Metro București, 28 la 34 CSU Danubis Galați HCM Roman, 16 la 33 SCM Craiova Universitatea Alexandrion Cluj 35 la 25 și HC Dunorea Brăila, HCM Râmnicu Vâlcea 28 la 25 Echipele calificate în sferturile de finale ale Cupei României vor afla numele viitoarelor adversare în urma tragerii la sorți programate săptămâna viitoare, pe data de 4 mai. Cele patru partide care vor decide echipele calificate în Final Four al competiției se vor decide într-o singură manșă, pe terenul primei echipe extrase din urnă.